Tinerii fermieri care vor să acceseze fonduri europene mai au la dispoziție aproximativ o lună și jumătate pentru a depune proiectele pentru finanțarea de 70.000 de euro, puse la dispoziție prin intervenția DR30. Potrivit informațiilor furnizate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, sesiunea de depunere a cererilor de finanțare se va închide în 31 ianuarie 2024. Trebuie menționat faptul că banii pentru zona montană s-au epuizat deja, astfel că doar tinerii fermieri din celelalte zone mai pot depune proiecte. În cadrul intervenției DR30 dedicată tinerilor fermieri, pragul de calitate pentru proiecte este de 60 de puncte. Însă acesta va fi coborât după data de 2 ianuarie, astfel că și fermierii care nu îndeplinesc acest punctaj vor putea depune cererile după această dată. Dacă mergem pe logica depunerilor până la această dată, domnul Ghinea, s-ar putea să mai fie șanse de finanțare, pentru că până în urmă cu ori de a intra noi în emisiune, avem doar 162 de proiecte depuse la nivel național pe DR30. Asta înseamnă că acești fermieri care au depus au minim 60 de puncte, până la poate chiar 80-85 și așa mai departe. Linia de finanțare a fost deschisă cu 85 de puncte, atunci am avut doar 3 sau 4 beneficiari care au reușit să facă acest punctaj și acum așteptăm să fie mult mai mulți. Dar merită să aștepte și să vadă dacă mai rămân ceva bani până în data de 2 ianuarie. Dacă lucrurile merg așa cum le vedem noi acum, cu siguranță mai rămân ceva bănuți și pentru sesiunea din ianuarie. Momentan, cererile depuse însumează o valoare de 11,62 de milioane de euro, mult sub plafonul de depunere, în valoare de 263 de milioane de euro. Este important de precizat faptul că tinerii fermieri care activează în sectorul legumicol sunt avantajați în această sesiune, însă și fermierii din alte sectoare pot depune cereri. Mai multe detalii legate de criteriile de selecție puteți găsi în articolele publicate în site-ul nostru agro-tv.ro.